Prima întrebare. Câte continente sunt pe pământ? Câte continente sunt pe pământ? 7. Bravo. Am văzut pe TikTok-eri că nu știam. 7. Bravo. Ușor, 7. Ok. Ți le și zic. Prima. Nu, lasă, lasă. Următoarea întrebare. 6. Nu, sunt 7. Bă, gamea, și p***i să-mi bag. Trebuie să trag. Lasă-te pe spate, lasă-te pe spate. Dar nu poți să două din trei. La fiecare trage. Mă, l-am luat din prima. Stai să mă p***. Dă-i! Dă-i! Bă, să mă plau! Bă, ce mă maltratează să-mi bag p***. Bă, ce de edit, bă! Bă, trag eu? Stai, frate, scuze. Ai, da p***a mea, coi! Câte continente se află pe pământ? 7. Bravo. În ce capitală europeană poți să vizitezi Colosseum? Roma. Ok. Asta e ușoară, știe toată lumea. În ce capitală a Europei poți să vizitezi Colosseum? În Roma. Bravo. În ce capitală europeană poți să vizitezi Colosseum? Italia. Doamne, Roma. Ok. În ce capitală europeană poți să vizitezi Colosseum? Italia. Da, da, capitala. Torino. Ce prost, nu mă, ce handicapate-s, na, trage-o. Nu, nu, hai, lasă-te. Nu, trage-o, lasa. Trage-o, n-am. Păi nu, că n-am. Bine, nu. Bă, că mi-e rău. Nu, dar ce bine arată mâna la fraier, what the fuck? Băi, ce forță arată mâna fără. Mamă, nu-i bine, mi-e rău. Mi-e rău mai tare decât durere, așa că văd mâna asta fără păr. Cine a scris Enigma Otiliei? Câte încercări am? Una. Variante, mi-e frică. Nu. Nu? Nu, 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 stai că uși. Cine a scris Enigma Otiliei? Stai că imediat îmi aduc aminte, stai, lasă-mă puțin. E ok, avem toată ziua. Cine a scris Enigma Otiliei? Abraham Lincoln. Nu, glumeam! Nu! L-am luat pe tot de data asta, l-am luat pe tot. Am învățat-o pentru bac. Nu, lasă-mă puțin, stai. Stai că am un lapsus. Da, mă, nu știu, hai. Trebuie să o știu eu. Ok, o să încerc, probabil greșesc. Marin Preda. Nu. De ce mă mai doare? Gata. Ești bine. Hai, mă, Andrei. Au! Mă doare, de ce mă doare? Pentru că e pielea sensibilă acum. În ce an a intrat România în Uniunea Europeană? În ce an a intrat România în Uniunea Europeană? În 2008. Nu? 2007. Minți. Nu minți. Mințiți, mă. Nu? Bine. Stai că să nu dai cu pumnul în gură. Dă-i! Să-mi fac! Uite cât păr ai! Uai, de viața mea! Înainte de toate, vă rog să vă abonați și dacă strângem 50.000 de like-uri, în partea a doua o să le pilăm pe Mădrin pe piept. Avem ceva. În Uniunea Europeană? În 2004? Nu. În cât era? 2007. 2007, fuck! Hai, uite! Yeah! În 2007. În ce an a intrat România în Uniunea Europeană? 2007. Am dat bacul la istorie și aproape am picat. Din 2004 am intrat în NATO. Mă simt jupuit. În ce an a intrat România în Uniunea Europeană? 2004. Nu. 2007. Na, bine. Care este cea mai rară grupă de sânge? Ce? Care este cea mai rară grupă de sânge? Dr. Pain. Mamă, stai, că nu știu. Adică știu care, dar nu mai știu care e denumirea. Stai, lăsați-mă puțin. Care este cea mai rară grupă de sânge? AB. AB, negativ. Bravo. Mamă, dar simți, mă duru. Zero, negativ? Nu. Nu mai știu. Da, care era totuși, că-s curios. AB negativ. AB negativ, așa, nu mai știam. A știut. Am zis bine, ești prost, am dat la nimereala să mă rog. A știut. Bravo. A știut. Yes! Ok, Sebi. Care este cea mai rară grupă de sânge? Zero. Nu. Care dracu-i? Care pui mei? Care cea mai rară grupă de sânge? Care? AB negativ. De ce? Cum să fie aia? Nu zero, aia care dă și ea e cea mai rară. Care este capitala Elveției? Berna. Bravo. Aș fi zis Zurich, dar nu e Zurich. Pune mi-l pe drăgușor. Pe tatuaj? Da. Bine. Ah. Care este capitala Elveției? Capitala Elveției sau, este... Sau poți să-ți mai dau o șansă. Care este capitala
Latviei. Latviei, ce dracu e Latviei, că n-am auzit în viața mea de Latvie. Strasbourg. Care este capitala Elveției? Vezi că o să trag? Nu! Zi! Nu știu! Dă-mi-le înapoi! Ba da, să-l lasă la aici. Vai de viața mea! L-a lipit de restul părului. Păi nu le luăm pe tot? Nu! Trage-le înapoi! S-a făcut singur! Nu? Este Berna. Berna, știam, jur că... Au, jur că știam! Nu că știam, nu m-am place să fiu jupuit. Uite cât păr. Uitați cât păr are. Cap, eu aleg unde pun banana, că vigă pajură, tu alegi. Cap. Fuck! Cum pot respira peștii sub apă? Pain, cum pot respira peștii sub apă? Prin branchii. Bravo. Aștept. Ce facem cu acest... Transformă oxigenul din apă în oxigen și prin branchii. Prin branchii transformă apa ai în oxigen. Ai foarte dubios, dar... s-a înțeles. Ați înțeles? Da. Scrieți în comentarii că ați înțeles. Mulțumesc. Da. Ia oxigenul din apă datorită branchii. Da. Ok. Dă-l de dracu. Cum pot peștii respira sub apă? Cu branchii. Bravo. Când eram mic, eram pești. În ce organ se află corzile vocale la om? În ce organ se află corzile vocale la om? Faringe. Nu. Unde? În gât. Lasă aici. Nu l-am pasta. Mai avem mai o șansă, altă întrebare. Nu eram faringe. Laringe. Bravo. Și-a zis faringe. Știe biologie. Dar aici nu prea ai păr. Bun. Mă, dar asta ar trebui să știi că ține de tine. Aoleu. În ce organ se află corzile vocale la om? Stai, că ai zis organ, nu? Da. Gâtul nu e un organ. Nu vrei să răspunzi? Nu știu. Laringe. Aile ce se inflamează, da, gata, bine. Cine a pictat Starry Night sau Noaptea înstelată, cum vrei tu să-i spui? Ăla fără ureche, Van Gogh. Da. Vai. Cine a pictat Starry Night sau Noaptea înstelată, cum vrei tu să-i spui? Stai. Ba Da Vinci. Nu. Da. De ce am vrut să zic Van Gogh? De ce am vrut să zic Van Gogh? Bine că n-am zis Picasso. Cine a pictat... Picasso. Nici n-am întrebat. Cine a pictat Noapte înstelată sau Starry Night, cum vrei tu să-i spui? Ăla, mă, nu știi care e O.G. Isbul, piesă. Michelangelo. Nu. Vincent Van Gogh. După ce trage, efectiv atunci apar că îți vin toate în creier, că arta e lui Van Gogh, punct în puii mei, dar ce să fac? Aia e, next. Cine a pictat Noapte înstelată sau Starry Night, cum vrei tu să-i spui? Nu Picasso ăla. Nu. Stai! Taci, mă, du-te, dracu, la cânta Da Vinci. Nu. Van Gogh. Van Gogh, așa, mă, ăla fără... Nu mai știu, bă, nu mai știu poți. Da Vinci măcar picta? Da. Mona Lisa. Mă, dar asta n-are durere, nu simte picantul. Dar chiar efectiv, Pain a avut cea mai mare toleranță. Care este cea mai dură substanță naturală? Hai că o dau la splezneală. Adamantium. Hai mă, că nu doare așa rău. Efectiv, băieții sunt niște dramatici. Ei nu pot să treacă prin jumate din lucrurile pe care le facem noi. Care este cea mai dură substanță naturală? Cum o cheamă pe aia? Nu, de se faci, e verde. Ne, da. Ne place tuturor. Nu. Ne place tuturor. Înghețată, nu știu. Au! Nu-i s-a la părul. Sunt ceva gen imun. Care e răspunsul? Diamantul. Dă-l. Abonați-vă dacă vedeți să vedeți partea a doua, pentru că la 50.000 de like-uri punem numai de mii pe piept. Nu vă apărați.